să spun ceva. Așa cum este liniște acum, să fie și în timpul discuțiilor. Cel care vorbește să fie auzit, să fie înțeles. Nu răgniți, nu răgniți. Bă, tine are coaie, ridică de multe ori tu, răgnește, dar nu știu la ce. Și cu ce? Păi, poate de multe ori nu se aude vocea mea, stimate domn. Păi, nu vrea să se audă, că de cât am vorbit eu aici, niciodată n-a auzit nimeni. Hai, gata, hai ca să se aude. Hai ca să-ți dau și o răspundă. Trebuie respectat acela care ia cuvânt. E clar. Potrivit legii 215, a fost convocația astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția domnului primar numărul 5, din cei 13 consilieri, sunt prezenți 12, absentează nemotivat domnul Motoiu Neculai. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați proiectul ordinii. Așa cum ați fost anunțați, la ordinea de zi aveam 9 proiecte de hotărâri. 10 proiecte și puncturi diverse. Aș dori să suplimentăm ordinea de zi care va fi proiectul numărul 1, validarea unui nou consilier și să scoatem de pe ordinea de zi la punctul 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea exploatării maselor noastre, deoarece, cum știți, pe 11 noiembrie s-au modificat normele privind licitația și modul de vânzare a lemnului și nu sunt venite încă și nu putem pune și să mai scoatem pe ordinea de zi, rămâne să studiem, dar va rămâne în studiu potrivit legii transparenței decizionale până la ședința ordinară următoare, proiectul numărul 9, privind instituirea taxei speciale de salubritate la nivelul comunei Căiuți. Restul proiectelor de hotărâre rămân așa cum ați fost anunțați. Dacă sunteți de acord cu modificările studente pe ordinea de zi? Ce este pentru proiectul ordinii de zi, așa cum l-a prezentat în prima? Domnul Grânceanu? Da? În unanimitate. Înainte de a începe ședința, vă consult asupra conținutului procesului verbal de la ședința anterioară. Are cineva obiecțiuni? Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Se abține. Domnul Bogă absentat. Pentru conducerea lucrurilor, domnul Manole, vă rog să vă prevați. Da, avem cuvântul domnului primar. Proiectul numărul 1, acum că așa cum ați cu noi modificări. Validare, dar pe unde? Când nu l-am aici. Da, aici. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului Consiliului Local al domnului Moise Romelu. Având în vedere adresa 147 registrată la unitatea noastră sub 10.892, a Partidului Conservator, prin care se propune ca locul de venit vacant prin cetarea mandatului consilier local al domnului Oprea Cristian, să fie ocupat de domnul Moise Romeo, următor membru de lista Consiliului Supleanții ai Partidului Conservator. În baza prevederii articolului 36, alineatul 1, articolul 45, privind administrația publică locală republicană, hotărăște. Articolul 1. Se validează mandatul consilier local în cadrul Consiliului Local că e putăsat domnul Romeu, următor membru de lista Consiliului Supleanța Partidului Conservator, organizația electorală Căiesc la legile electorale din 10 iunie 2012. Articolul 2. Primarul Comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Să felicitați pe domnul... Să punem la vot. Da, punem la vot. Cine e Petru? Republicată, modificată, completată, depun în fața Consiliului Local Căiuți următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Căiuți. Așa să ne ajute Dumnezeu! Să
Asine, este un proiect de hotărâre prin care se modifică hotărârea Consiliului Local 46 de 22-2015, prin sensul că va avea următorul cuprins. Articolul 1. Încetează mandatul de consilier local al domnului Oprea Cristinel înainte de expirarea duratei normale, în conformitate cu articolul 9, alineatul 2, litera D, din legea 393/2004, se declară vacant locul consilierului în cauză. Celelalte prevederi ale hotărârii cu Consiliul Local 46 rămân în vigoare. Primarul Comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Este o modificare pentru că de asta și durea validarea, s-a înțeles greșit că dânsul și-a pierdut postul de consilier pentru că n-a venit, nu că a fost demis, să retrage sprijinul sau altceva. Dacă sunteți de acord. Cine cu modificări. Așa. 13 pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunității pe anul 2015. Se aprobă rectificarea bugetului de venit și cheltuieli pe anul 2005, așa cum este prevăzut în anexa 1. Se modifică lista de investiții, așa cum este prevăzut în anexa 2. Anexele numărul 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articol 4. Primarul Comunei Chiești aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Discuții, dacă sunt, dacă ați studiat. Nu, supunem la vot. Cine e pentru? Deci, abținit. Abținit sau? Și, domnul Matei. Da. Ce vreau să vă rog, pentru că vorbim de rectificare, luni este ședința de Consiliul Județean, mai avem niște sume primite pe drumurile în mod expres pentru investiția CFR. Dacă o să fiți de acord, o să vorbim să facem luni invitațiile. Nu știu, undeva miercuri să ne vedem, că de la hotărârii mai rămân câteva, mai durează 10 zile până se pot accesa fondurile, să hotărârea la județ. Și sunt fonduri europene și să nu cădem în imposibilitatea de a face plăți cu undeva 10-15 decembrie, cred că trezoria cam închide. Și este stringent, trebuie să depunem la Iași situația plăților, situația de lucrări, deja s-a dus și piatra spartă și sperăm să terminăm drumul. Ce dar asta o să mai discutăm la urmă. La diverse. Proiect de hotărâre privind încheierea execuției bugetare pe trimestrul 3, având în raportul compartimentului financiar contabil, 10.018, Consiliul Local hotărăște. Se aprobă încheierea execuției bugetare trimestrul 3 aferent anului 2015. Articolul 2, anexa 1, face parte integrantă din prezenta hotărârii. Articolul 3, primarul Comunei Crezi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii. Dacă sunt discuții, să sunteți de acord? Domnul Matei. Dorin Fin, cu aceeași întrebare. Am cerut și nu numele meu personal, numele unei comisii, numele consiliului, au fost toți consilierii de acord, o situație. În execuția bugetară, nu prezentați cheltuielile și banii care au fost da, așa este. Am vorbit, deci credeți-mă, noi din vina mea chiar am spun presiuni și o să vă aduc pe fiecare din parte. De asta nici n-am aprobat. Și aici sunt... Și aici sunt prezentate toate, dar am înțeles că vreți pe investiții și modul de operare pe anul ăsta, da? Sau pe investițiile care vin de anul trecut. Cine interesează în mod special? Dacă sunt lucrări terminate și da. Mai sunt bani de achitare. Da. Nu știu, da, dar da, eram da. În litigiu, de exemplu, cu drumul din Căiuț. Am dat un exemplu. Da, da. Pot pe la drumul din Căiuț, deci, momentan, chiar dacă vrem, nu putem plăti. Că suntem o judecată. Noi am câștigat procesul pentru că dâns și n-au venit cu niște gârtii și dacă nu-și rezolvă situația, o să o ia în barbă. Dar de drumul de Căiuț vă fac o informare și o să avem o discuție mai amplă deci, imediat. Deci nu doar drumul de Căiuț, poate sunt... Pe toate, am înțeles. Nu știu. Da. Alte da, e neapărat specificarea asta și să dăm cu termen. Face o gârtii cât e serviciu contabilitate, până la prima ședință... Așa mi-a o propunere, domnul președinte, pentru, așa cum a ridicat domnul Laurențiu Mateazi, ca problema să știm toate lucrurile investiții care sunt determinate, care nu sunt, care sunt parcurs de rezolvare. Problema e să știm toți consilierii.
Da. Stimul științat să-mi scrie toate drept. Contabila să facă un scris la toate... Fără probleme. Asta am cerut comisia juridică, exact. Da, o să venim cu o prezentare și o să fie un material situația investitului la nivelul comunii și o să aveți fiecare... Asta nu mai apară. Fără probleme, da. Alte discuții? Cine este pentru? Cine pentru? Cine se abține? Cine? Trei. Domnul Lungu și domnul Madeghe. Se zice voturi pentru și trei abțineri. Da, acum... acum venim la probleme stringente. Cu ce am mai discutat în Comisia Economică cu o parte din domnii consilieri care erau și care am avut la mine, avem taxele și impozitele pe anul 2016. După cum știți, cu modificarea codului fiscal, ca să aveți o idee, codul fiscal, să spunem, la un leu pleacă cu 1-3 lei, baza de impozitare. Deci de aici discutăm, iar legea permite între 10-1% și 50% majorări de taxe locale. Noi am schițat o propunere pe baza legii și unde avem, am zis că să mergem, am cerut un 10%. Este discuții, cum vreți să începem să discutăm pe proiectul de hotărâre și dumneavoastră cu ce sunteți, ce indicii de mărire să fiți de acord. Ce vreau să vă spun, ca să vă fac o prezentare înainte, astăzi, de exemplu, veniturile locale, ceea ce înseamnă bani la bugetul local din comună, se ridică undeva nivelul casărilor 6,8, maxim 7 miliarde. Anul în curs, salariile la Consiliul Local au însemnat 7,6 miliarde. Ținând cont de cele două măriri de 12 și 10%, cu 22%, cu 7% și se duc undeva la 10 miliarde salarii. De aici aș vrea să faceți o bază de gândire asupra bugetului local. Eu am zis și o spun pentru viitorul Consiliu, că nu se știe, noi mai suntem până iunie care vor rămâne, viitorii primari, viceprimari, administrator local, se pare că timp bugetul va începe să devină o povară în sensul în care dacă nu ne asigurăm măcar sumele necesare funcționării sistemului administrativ, va fi mai greu. Că sunt alte comuni unde au mult, chiar vorbeam cu cineva la Oituz, au fost 10.000 de hectare de păduri în privat, gândiți-vă, iau 1 miliard din impozite, au sonde, multe care iau. Chiar vorbeam cu un coleg primar undeva din Vrancea, mi-a zis, încasează 22 de miliarde pe an taxe și impozite la sonde. Mă gândesc ce bani au la buget, plus ce mai au taxe dincolo, au buget fără probleme. Eu nu zic să sărim calul sau că vine-o cu o idee să spun că punem 50%. Nu vreau să vă înțeleagă, dar vreau să vă spun că, indiferent de decizia care o luați, eu mi-asum taxele și impozitele bugetului local. Îți dau citire și cum doriți dumneavoastră să facem discuțiile punctual pe anexe. Hai să dăm cuvântul domnului. Mă, dar să dau citire. Am făcut o prezentare. Consiliul local, în temeiul articolului 36, alineatul 4, litera C, în legea 25, privind administrația publică locale publicate, hotărăște. Se aprobă impozit pe clădiri rezidențiale și clădiri anexe aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozit pe clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, anexa 1. Se aprobă impozit taxa pe clădiri rezidențiale sau deținute de persoane juridice, impozitul taxa pe clădiri rezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice, anexa 2. Impozitul și taxa persoane fizice județe amplasat în travlan și extravlan conform anexei 3. Impozitul pe mijloc de transport persoane fizice juridice conform anexei 4. Taxa pentru eliberarea certificatelor aviză autorizațiilor anexa 5. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea de activități economice pentru folosirea mijloacelor de reclamă, publicitate, impozit pe spectacol conform anexei 6.
Se aprobă sancțiuni conform anexei numărul 7, se aprobă taxele judiciare timbru conform anexei 8, taxele locale conform anexei 9, taxele locale apă canal conform anexei 10, se aprobă facilități fiscale acordate Consiliul Local conform anexei 11. Anexele 1-11 sunt parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 13. Primarul va duce în îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Discuții și cum doriți dumneavoastră să discutăm pe anexe, pe... Da, domnul Matei. Da, este drept că dacă nu avem venituri, nu avem buget. Dacă nu avem buget, nu putem face investiții. Dar nu putem funcționa? Nu putem funcționa. Că la investiții ne gândim în fonduri extra. Ok. Totodată, trebuie să avem în vedere și populația și puterea populației de a plăti. Cred că populația trebuie protejată. Și cele mai mari probleme care sunt actuale acum este sărăcia, educația și multe altele. Dar cred că sărăcia este pe primul loc. Sănătatea. Și sănătatea, da. Cât am vrea să facem investiții, dacă taxele cresc de la an la an și salariile doar se facă cresc, tot acolo vom ajunge. Deci ne vom bloca, din punctul meu de vedere. Eu aș propune să mergem pe o valoare minimă, chiar 1-2%, mai mult nu. Deci legea, deci n-am calculat taxele care sunt cele făcute conform legii. Deci nu putem spune, codul fiscal fiind lege, spune 1-3, baza de plecare. Deci noi care, ce o să citim aici, taxele sunt cele fără nimic pus. Ce înseamnă 1-50%, care dă voie creștere la Consiliul Local. Deci asta a făcut taxele conform legii, cum era înainte indicele de inflație. Deci baza de plecare fiind pe nou cod fiscal 1-3. Deci aici la baza de plecare nu putem umbla. Deci putem majora de la 1-50%. Majorăm cu 100. Da. Domnul Roșan. Da. Referitor la taxa pe locuințe, puns clădiri, consider că nu e oportun pentru că să facem o mărire de 50% pentru că nu sunt actualizate. Deci una deține omul în bază de date la primărie și alta e în realitate. Sau mai construit, sau modernizat, sau... Și nu e relevant. Cel care are, care e necăjit și plătește un platnic și o sumă an de an, cei care și-au modernizat și-au extins gospodăria, nu plătesc, ne convine să plătească și până la 50% majorări. Mai este o chestie cu iluatul public. Spune că sunt scutiți de la iluatul public cei care nu, zonele unde nu prevede iluatul public, unde nu este instalat. Ei, propun ca și în zonele unde nu funcționează, este, deci este prevăzut iluat public, dar persoane nu beneficiază de acest serviciu, să fie scutit. În speță, Florești, Mărcești, da, nu beneficiază de ani de zi. Zone din Blidar care funcționează. Și punctual pe fiecare zonă. Dar s-a propus asta. Deci ce nu funcționează, vă spuneam, până a funcționat 3 luni, o să facem un proces verbal. Da. Pe zone, zonă nu funcționează, 6 luni nu plătește. Deci, n-au funcționat la de ani de și s-au plătit. N-au plătit. Mare n-au prea plătit. Am înțeles că la locuințe, cei care beneficiază de încălzire, sunt plătesc în plus. Haideți, dacă îmi dați voie să vă explic, că m-am pregătit pentru așa ceva. Deci noi, ca să luăm, aprobăm taxele, să spunem, taxele pe anul viitor. Deci, din momentul în care am aprobat taxele, am discutat la nivelul comunii, că spun la sfârșitul anului, se va face o comisie din 3 membri, care va merge din gospodărie în gospodărie și va vedea exact, că altfel nu putem, ne riscăm altceva. Are casă din BCA, are baie, are centrală, are ori canalizare, apă curentă sau fosă, deci vor fi alte nivele de impozitare. Cei care nu au, nu vor plăti acest indic. Și asta vom putea fi cinstiți pe baza de impozitare numai în urma unor evaluări făcute din casă în casă și pe teren. Exact cum a spus dumneavoastră. Și n-am vorbit de 50% să mărim. Că nu am zis, dumneavoastră, puteți hotărâ între 1-50% cât o să propuneți. Noi am mers pe baza legală. Ce vreau să vă spun, să știți că, deci, și cu 50%,
un exemplu impropriu, nu cred că o să propuneți așa ceva, să pui la cei cu gospodăriile care nu au investiții, nu sunt făcute din bolțați sau cu paiantă, care plătesc 6-700 de mii, la ei nu este, cum să spun eu, chiar 50% despre 20-30 lei. Problema este la casele modernizate, care au valoare de impozitare acum de 10-15 milioane, mai pui 50%, duci 22. Deci toți cei care au case mai valoroase vor plăti mai mult. Da. Deci aici da, vreau să... Am terminat. O precizare. Am înțeles cei care beneficiază de apă, canal... Da, centrale termice. Dar centrale termice de ce? Pentru că investiția noastră. Nu da, e deci asta prevede codul fiscal. Nu am pus eu asta. Centrala termică mi s-a dat fiecare parte. Deci nu e o facilitate dată de stat, de primărie. Nu, de... știu că nu-i dată, dar asta spune că ai, apă, ai avut confort, ai confort în plus față de ceilalți. Aici nu mă pot încerca cu noi să vă dau alte soluții pentru că așa prevede legea. Probabil cei care au centrale pe gaze, pentru că au facilitatea, au gazul la poartă și se raporta la gaz. Ăla da, dar pe lemne, investiție proprie. Vreau să vă spun pe gaz că, dacă mă gândesc bine, cred că aveam gaz astăzi. Aveam un studiu pe 2007-2008, din casă în casă făcut. 70% din cetățenii comunicării nu au dorit gaz. Nu au dorit, dar o să dorească pentru că sau... Nu, cred că doresc la ce credere. E problemă cu masa lemnoasă, restrictiv. Hai să dăm... Da. Gata, domnul Șan? Da, gata. Domnul Onel. Da, am ascultat cu atenție proiectul cu majorarea de taxe impozite citit de domnul primar. Nu mi se pare prea corect să mai majorăm prețurile, pentru că nu trebuie să îi delim tot pe cei credibili care plătesc an de an. Haideți să ajungem la o hotărâre de Consiliu să facem o executare selită la cei rău platnici care nu au plătit de ani de zile, să putem colecta bani la buget. Că nici nu se prea avea să colecteze bani la buget, domnul primar, să construiești fără autorizații, să fac garduri fără autorizații, să fac renovări de case care nu modifică structura, fără proiect, fără autorizații. S-ar putea colecta niște bani la buget. Vorbim despre acea taxă de tranzit care, zic mereu, nu se încasează un leu. Deci, am putea de unii să mai luăm niște bani. Dar nu știu care e motivul de nu se pune în aplicare această hotărâre de Consiliu pentru taxa asta de tranzit. Să tranzitează pe drumul ăsta a Hâltiului zilnic, 10 de mașini, cu lemnic, nu știu, se încasează un leu. Nu înțeleg care e chestia. Probabil, eu bănuiesc că se intre banii în alte buzunare, să prinde, să lasă, să circule. Nu înțeleg care e chestia. Chiar nu-i posibil așa ceva. Facem atunci un proiect de hotărâri și anulăm această hotărâri de Consiliu și lăsăm să circule, domnule. De bună voie. Nu, deci așa este. Este o lacună. Am zis că angajând acum s-a angajat la Poliția Locală, neavând personal să zic să ocupi. Dar eu vă promit că până începem la 1 ianuarie să colectăm taxele, pe toate drumurile vor exista bariere de acces, cum sunt alte comune. Am să le pun pe alea mari, că adică să nu zic că nu poate trece un bus, o salvare sau altceva. Am văzut undeva un model, chiar pe la Găiceana, dacă nu mă înșel, e sus. Când vine, se duce, dacă trece tirul, vrea să încăzi, duce poliția locală, care avea are chei, o dispui în momentul când intră. Deci vom face asta. Iar atunci vor mai fi discuții cu o trecut balastul, cu o trecut, nu știu ce mașină, cu lemn, până nu se plătește. Sau mașină pentru... în sat, în Hâltiu, până, știu, la 9, la 10, noapte, nu știu. Pentru că am fost inițiatorul unei astfel de taxe și chiar în ideea ca să o pun în aplicare, să vină bani la bugetul local, să știți. Dar eu vă promit asta, că nimeni nu va mai intra pe un drum comunal, pentru că o să vin cu informare vis-a-vis... Vorbeam de aceste autorizații, chiar la garduri, chiar nu știu. Ajungem în fază, ne lovim acum din niște chestii, să faci drumurile ăla la Plucești. Vedeți, dacă nu a fost făcut gardul cu un proiect, e la Mihalcea în curba aia, a venit cu gardul sus în drum. Acum suntem nevoiți să lucrăm, să lupim din pădure, să lupim cu frate. Așa e proiectul, nu cred că e proiectul, dar proiectul e din cauza gardului. Da. Că dacă acel om se ducea cu gardul, când a făcut gardul ăla, l-a construit, îl făcea până unii, s-a pus compasul, nu mai eram nevoiți acum să facem atâta investiție. Sunt multe lacune acum. Deviem drumul din cauza unui gard. Sunt multe lacune deja vii proprietatea în timp adunate. Între timp, marea majoritate și-a făcut cadastru și proprietate și sunt locuri unde chiar este foarte greu să dărâmăm.
Avem om la urbanism, mai trebuie văzut puțin construcțiile astea care se fac. Trebuie taxat așa, de autorizații. Da, da. Dăm cuvântul domnului Lungu. În legătură cu taxele locale, eu și anul trecut m-am abținut. Deja prin lege s-a majorat mult la construcțiile care scădă cât care... Deci la oameni care muncesc plătesc aproape dublu sau triplu acum. Nu plătesc deci datorită cerului interzice, datorită canalizării, deci oamenii care muncesc sau pot nu este dublu. Aproape dublu. Deci n-am încă cuvinte. Ferească Dumnezeu care mai are o firmă acasă plătește 20 lei. Pe spațiu cu firmul va plăti separat. Ascultați-vă, spun eu tot impozit de spațiu sunt și problema este că, dacă nu mă înșel, jumate din populația comună au datorii la impozitele locale. Și nu știu dacă ne suportă majorări. Ca să majorăm, să... și nu mai plătesc nici alții. Deci o să colectăm mai puțin. Eu aș vrea să fac o propunere, dacă sunteți de acord și dumneavoastră, ca să mergem pe majorări numai cât permite legea. Deci ceea ce a impus prin lege. În rest, nu mai cerem alte deci taxele locale și tot ce este sunt făcute pe ce permite legea. Nu avem cum deci atât. Deci, a venit bun. Să discutăm împreună. Ieri, deci, legea... condiția economică, veniți deci, să o propune cu legea asta. Deci dumneavoastră cât proști. Deci noi la ce prevede legea putem pune între unul și celălalt. Deci noi putem pune sau nu pune sau nu pune. Deci eu zic să mergem să... Să facem două propuneri, una consiliul local și una a noastră. Eu zic, susțin să mergem pe exact cât permite legea. Nu, deci ce permite legea e propunerea consiliul local. Dumneavoastră altă propuneri înseamnă că deci, vreți să majoreze cu ceva. Sau să nu mai cere majorări în plus. Deci noi nu putem, deci dacă legea ne impune treaba asta, noi nu putem să contrazicem legea. Dar să nu mai cerem alte majorări. Deci, nu, oamenii nu mai suportă, deci nu mai pot susține financiar taxe în plus. Eu așa cred și așa văd oamenii în sine, la nivelul comun. Taxele astea locale lovesc cam tot în aia care muncesc. Aia care nu plătește în zăcăriu, nu o să le plătească în continuare. Dar noi, dacă mai forțăm nota și obligăm la taxe mai mari, ajungem să mai plătească nici ceva. Aveți perfect dreptate și acum avizare la ce a spus dumneavoastră. Veniți o idee cu ce spun la vreți, cu gratul sărăcie, așa este. Dar eu vreau să vă întreb un lucru, uite, sunteți dumneavoastră, oameni care mai face, mică afacere. Aduceți în mâini 5 oameni să-i luăm pe ziua, cu 600 de pe zi la muncă. Când nu vine nimeni, deci vorbim într-adevăr, e un grad de sărăcie al anumitor cetățeni, dar este voit. Nu, vă spun. Haideți, fiind realist. Știu persoane care preferă să stea cu mâna așeză la o pâine decât să nu ceară. Situația asta o să o discutăm la diverse. O să vă spun la diverse de ce nu muncesc ca numițioare. Bun, ați terminat, da? Deci eu propun să mergem pe exact cât îmi pune legea, să nu mai cerem majorări în plus. Bun. Domnul Durant. Domnul Durant. Domnul Lungu, sunt de părere că... Dacă mărim taxele și impozitele, automat o să crească numărul datorilor ca în următor, clar. Și ar vrea să întreb... Deci, noi avem undeva, cred că, grad din casare, 84%. Deci, dacă am gândit pragmatic să spun că veneam cu o propunere de 50% la 7 miliarde și 3 miliarde jumate și 84%, erau 2 miliarde cu ajutor impus la buget. Deci, în din casare, într-adevăr, sunt niște puncte unde nu se casează, dar se și încasează. Iar mai nou, acum, vis-a-vis de forțarea aia ce a spus domnul Onel, cred că avem nu știu câte dosare de sechestru, care sunt în judecată și vom scoate la citație. Chiar nu știu când veniți cineva care vin din casa plângând, o să-ți dăm o lună că plătești bani. Asta e. Și faptul că unele persoane au contract și sunt racordați la canalizare, poate să ajungă să se plătească de până la 100%? Cu ce indice va fi? Nu. Este, deci, când se pune casa care, când o să se treacă la rol, Durlan Iulian, casă, de atâta metri pătrați, zice, din BCA, dispune apă, canal, deci dacă ăla care n-are plătești un leu, tu poate plătești... Sunt declarații. O să plătești 1,3 lei. Dar nu e de speriat că plătești 100%. Asta păi mă sperie, pentru că anul trecut am plătit 120 de lei și anul ăsta am plătit 300 de lei. Păi da, depinde ce declarație ai avut.
Poate anul trecut ai avut numai o jumătate de casă și ai făcut o anexă, care nu a fost declarată. Exact ce spuneați, care îi spunea? Domnul Onescu. Hai să... Acum nu mai vorbim, că a fost o largheție constructivă în comuna Căiuț, care a zis că este în interesul cetățeanului, tot și-a făcut o anexă de opus centrală și-a mai făcut o baie. N-au venit într-adevăr să facă autorizație, dar ălea acum când vine pe declarație, că ești obligat să o declari, că va veni amenda, va fi foarte mare, acum apare ele de adevărul. Și cază o cameră construită în plus și o să plătești. Normal că s-a mărit baza din impozitare. De ce? Ai casa din lemn, dar anexa din BCA. Aia, anexa aia o să impozitezi cât casa. Da. Ați terminat, domnul Durlan? Da. Domnul Drilian? Da, așa. Referitor la taxe și impozite locale, din comisia din care fac parte, comisia economică, noi, de la ședința anterioară, am stabilit să pregătim populația. Asta era un caz cel mai bun. Pregătirea populației ce constă? Dinainte spus ce prevede legea, a anunțat coeficientul cât se poate aplica, că omul se obișnuiască contribuabilul să fie obișnuit, domnule, acolo e lege, unii legi nu-i tocmează. Nu aici nu-i tocmic ca la târg, nu. Dacă legea spune așa, noi trebuie să respectăm legea, că de asta suntem aleși locale aici. Așa, una. A doua problemă. Eu zic să analizăm foarte bine contribuabilii, acolo unii sărăcia, pentru că o sunt. O sunt și noi, pe pielea noastră, chiar noi care suntem aici. Vreau să pună de altă natură. Adică să facem o analiză serioasă pentru acolo, unde nu se poate achita taxe și impozite. Oameni la limita sărăciei. Să facem la finalul anului o analiză. O comisie care este comisia socială să meargă odată cu analiza acelor care a mai construit, a modificat, cum spunea domnul Onel, s-a modificat, e adevărul, sistemul învățitoare, pentru că dacă schimbi sistemul de acoperiș, automat trebuie autorizație, s-a mai extins cu două, trei camere. Comisia respectivă trebuie să analizeze așa, și ce a construit în plus în măsoare, așa se va face. Așa, și să analizeze și situația precară care sunt anumiți cetățeni, contribuabili. Trebuie neapărat, nu mergi în Moldova, acela care are vorba aia și societate, e și un gospodar, are și pământ, a prins și chiar bine să fie cu ala sărac. Eu zic să analizăm foarte bine situația și ieșim din, impas. Ieșim din impas cu o analiză serioasă. Vă rog frumos. Pentru că ce se întâmplă? Dezrăbdare. Ce se întâmplă de fapt? Eu v-am ascultat. Ce se întâmplă de fapt de drept? Primăria se încarcă cu debite. Și mergând cu ele în continuu cu debite, îl ții acolo în evidență pe I și pe Y cu debite și noi nu le achităm niciodată. Mai trebuie să analizăm treaba cum trebuie. Mai nou au început și cei cu debite care vin să vină la adevăr. Vă spun nu erau persoane care nu plăteau, bătrâni sau care Dumnezeu zice că nu mai sunt și vin moștenitori. Nu se pot dezbate moștenitori. Va veni un moment, noi am dus multe sume, știți, într-un cont unde noi scutim. Dar nu-i povară pe bugetul local. Dar au început să vină care plătesc. Va plăti mai târziu. Bine. Că e indiferent de situație, la un moment dat, are nevoie de un certificat fiscal. Are nevoie, că acum ne lovim de multe, nu știu ce, trebuie să vină cu așa ceva. Eu, referitor, în toate țările să face protecție socială. Degeaba spunem noi că pe la portul să vorbesc sau unii vrea să ridice tare dreapta. Că-i dreapta, că-i stânga, indiferent de situație, trebuie făcută protecție socială la cetățeni. Acei fără suport moral, fizic, bolnav, fără venituri, fără nimic. Așa că să nu bâlșbâim pe afară, să discutăm pe la colțuri. Că aia ține cu stânga, cu dreapta. S-a nivelat stânga și cu dreapta să facem protecție unii trebuie acolo. Vă mulțumim. Vreau să intervin o dată la acest subiect. Nu sunt de acord, dar nu știu dacă legea permite să venim cu majorări de taxi individual. Nu putem ieși din legea. De asta suntem aleși locali. Are cuvântul domnul Vrânceanu.
Domnul Doi era Comisia de Finanțe, a discutat cu bandurile de sanitație. Așa. Noi am hotărât, am făcut o propunere și toți au fost de acord, și majorăm cu 10% și ar vrea susținut în continuare aceeași majorare. Dacă putem să o susținem majorarea așa cu toți, dacă nu, cu vreau să vă spun că sunt de aproape cu majorarea de taxe, sunt de acord de asta. Nu am de fără bani salariul ăsta. Una. Trebuie să ne gândim că dacă rămâne și oameni fără bani. Și domnul primar v-a dus și eu banul primării și rămâne unii fără bani. Ce faceți? Ce-ți facă, na? Îi dea domnul primar la stână. Îmi cer scuze. Da, vreau să dau un răspuns, dar m-a ce da, atât. Domnul Vătăvanu. Am să intru direct în subiect și am să încerc cât pot să nu mai vorbesc tare. Dar de multe ori ați văzut că s-a zis că ai vorba frumos. Pentru că nu s-au de ce vorbim, ești nevoit atunci într-o stare încât trebuie să vorbești tare, că vorbim tare, nici așa nu s-aude. Adică nu vrea să înțelege lucrurile exact cum sunt. Ce vreau să spun, la noi, la nivel cu taxele și impozite, sunt oameni, și femei și bărbați, care se duc la Onești, și chiar prin sa stau cu mâna întinsă că n-au ce mânca. La Onești se duc și caută pe acoturile de gunoi. Păi se poate așa ceva o comună ca a noastră, care oricum discutăm toți aici, că suntem valoroși și spunem că facem și dregem? Trebuie văzută problema la aia care n-au absolut nimic în jurul casei. Sunt care stau să ferească Dumnezeu din cer cum stau în comuna Căiți. Și nu vrea să știe nimeni cum stau. Și în blidar stau. Exemplu. Exemplu sunt destule, nu mai caut să fac popularitate aici, că mi-e rușine mie, de rău, frate-o meu. Cei care sunt la nivelul care spuneți neasă, dacă sunt interesați, beneficiază de protecție socială, ceea ce înseamnă ajutorul social. Dacă statul îți dă și tu trebuie să te achiți de datorii față de stat. Deci haideți să vorbim, că nu trebuie să sunt oameni care vor de toate, cei care nu vor nimic și la viață. La Hârtiu sunt persoane cu greutăți și la Boiște sunt. Avem 30 de bețivi notori care dacă ei la muncă nu vor să muncească. Haideți să muncească. S-au dus unii să muncească, să crăpe lemnele la cineva aici. În cartierul ăsta, s-a dus să muncească și i-a oprit penile. Și vai de capul și de zilele lor. Cum a intervenit poliția locală puțin, dincolo a intervenit, bă, și abia a scos o pană la persoana care... Atunci știți foarte bine. Nu, puteam de... Da. Nu-i de la să-i de plăs, dați că nu te dăm așa ușor. Chiar dacă mă dați afară. Nu te dă nimic. Așa. Problema este că trebuie toți să avem interiul. Uite, cu lemnele. Era de votare cu lemnele la noi să votăm pentru izlaz. Eu nu sunt de acolo. Să votăm pe... Mai lăsați și la ceilalți din urmă, domnule, să bage și un lemn pe foc. Tot cară, toți în continuu, din comuna asta, parcă spun să distrugă pădurile astea. Și ăștia care vin în urma noastră, majoritatea, își pun problemele, că n-ar... Iar vorbesc tare. Că nu o să mă ies. Așa. Ăștia din comuna Căiți n-ar să aibă... de adus acasă o căruță de lemn. Vă rog foarte mult, domnule primar, domnilor consilieri, găsiți soluția. Nu vă supărați, chiar dacă râdeți. Râsul e râs, dar treaba-i treabă. Să ne rămână lemne pentru una că ești că spune de pe acum lumea întrebarea. De unde mai aduce lemne de la Planea? Că din altă parte n-ai de unde să aduce. Ce-i la viceprimar? Nu are pădurile. Domnule, te rog frumos. Neapărică. Problema este în felul următor. Găsim soluții și pentru cei să va de iarna la urce, din mâine încolo, se prevede că va fi iarna foarte grea. Sunt oameni care nu are lemn în ogradă. Vă rog frumos. Și de cazul să mai desfășuram, am dispus foarte multe. Cu lumina. La diverse. Nu, dăm noi acum, o leacă, dacă toată am intrat la soare. Hai să facem de taxe și impozite și la diverse. Stai să deși impozite, n-am să fiu de acord. Să mai mărească nimic. Da, și așa este destul de mari, corect, oamenii corect, foarte greu, corect. Te duci cu coșul gol la alimentară și te întorci cu tiberci. Dai 150 lei și n-ai să mânci te duci cu coșul, dar nu poți să iei coșul, că nu e atât. Dar eu vă mulțumesc. Te rog să mă ieți. Încercu să mi-ai fost aprazia pe care să meargă numai pe baza regulului de care nu te pierd de la tuturor. Timpul de ce vă să mai ajungi mai acasă. Auziți?
Dați-mi voie că vreau la discuții care au fost, nu știu dacă mai sunt, dacă fost mai avem discuții? Nu mai sunt discuții. Deci reținem că este din partea Comisiei Economice propuneri cu amendamentul cu 10% și propunerea Consiliului Local. Cum cu 10%? Lăsați un pic, domnule, să propun, n-am propus eu, am propus Comisiei Economice. La votare! Haideți cu votare, o să votăm. La votare, care e chiar? Nu mă opic, pentru propunerea domnul primar, nu mă umpli, da, poate. Deci comisia juridică am supus la vot și am propus, au fost mai multe propuneri, unul cu 5%, în final am propus 5% comisia juridică. Și am vrea să fie supus la vot și în consiliu. Da, 5% comisia juridică, da? Da. Ne sunt două propuneri. La buget 10% și la... Da, vedeți că înainte de asta sunt dator că au spus dacă mări taxe și impozite, domnul Lucian a zis că așa salariul ciobanul care l-am așa la stânt. De la stânt la primărie. Este fals că chiar... Domnul primar, nu-i fals. Deci, dați-mi voie să vorbesc. Dar nu-i oameni. Domnul Lucian, hai că iar neapărat. Dar de ce nu mă lăsați să vorbesc? Eu nu v-am întrebat. Deci, așa cum v-am spus într-o discuție privată, martori sunt fete aici, dar nu am avut și nu am nicio implicare în angajarea vreunui salariat. Nu-i mai rușine. Nu-i mai mare rușinea. Eu nu l-am trimis. Mai mare rușine, domnule. Mai mare rușine pentru mulți angajați atunci. Nu l-am adus eu. Și n-am avut eu ceva la stână, că n-am eu stână. Haideți, nu vreau să vorbim. Domnul, dar vreau să, dacă vreți să vorbim, să... Domnul președinte, dar aici ce face? Ce face? Face un dialog? La diverse vorbim. La diverse nu se mai impune. Cine este de acord cu prima... Propune, amendamentele, da. Cine este de acord cu amendamentul de 10%? Propune comisie. Cine de acord? Două persoane, nu? Două. Dar tu, Gabi, nu? Nu-i fost de acord? Neapărat. Cine este de acord cu amendamentul de 5%? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asta este. Abține. Abține? Contra? Da? Acum... Care ce mai abține? Abține. Suntem noi doi la abține, care e la abține. Cum? Cum? Dar ați votat odată. Nu, nu mai votați, nu votați acum. Dacă ați votat pe amendamentul noastră cu domnul Trilea. Trilea, nu mai da. Deci... domnul Lungu, domnul Vici și domnul Vătăman. Domnul Trilea. Dar Trilea s-a abținut cu... Nu s-a abținut, a fost la 10%. A fost la 5%. Doi a fost la 10%, eu cu domnul Trilea. Da. Da. 13 trebuie să fie, da? Pe 8 și cu 2, 10 și cu 3 a abținut 13. Da. 8 pentru... Da. 2. 8 pentru 2. 2 cu 10%, cu 3 și cu 3 abține. Cu 3 abține. Da. Pe 8, 50. Acum... Deci, hai să mai propunem încă o dată. Nu, nu, nu. Pentru Comisia Juridică 5% au fost 8 voturi pentru. Pentru, da. Împotrivă. Cine a fost? Împotrivă. Yes. Nu, s-au abținut 3. S-au abținut 3. Da, și 2 care s-au abținut și 2 și că au votat dincolo. Nu, s-au abținut 5. Puteau să votezi și dincolo, de ce? 5 s-au abținut. S-au votați cu 5%? Păi bun, și haideți să votezi. De ce să abținut? Păi a spus că nu dăm voie. Nu dăm propunerea. Dacă reglamentul permite... Atunci votăm cu 5%. Eu votez cu 5%. Domnul Drilea. Da, deci 10. 10 abțineri. 10 pentru și abțineri, domnul Lungu, da? Da. Domnul Orândaru. Domnul Vătăman. Și domnul Vătăman. Și acum vor și voturi. Da. Corect. A trecut cea mai pot mai greu. Deci 5%. Da, deci... Domnul primar, domnul primar, să văd cum mai se discut cu 5%. Dar ce să mai dăm la anexa nouă dacă s-a mers pe propunerea noastră? Taxele care sunt la anexa 90, ce am pus noi? Păi da, dar le-ai zis asta. Da, formează echipa cum vrea. Vezi cum... Vezi
ușor dacă... Măi, da, mă, dar s-a aprobat taxele locale pe propunerea noastră, care e pe anex. Da, cu 50%. Nu, cu 50%, la tot ce e propunerea noastră. De mare care vine și poate să-și facă ordine, să lucreze lucruri. Și poate la deturnarea peretului la propunerea noastră, 2%. Vreau ce postul și gata. Și ba, da, 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 atunci a fost genia la somaș. Deci 50% și tot 5%. 5%. Da, mă, 2%. 2%. Hai, urmă, urmă, urmă. Aș dori un pic de liniște, domnul Lungu. Un pic de liniște. A aprobat. Și ce faci ce? Nu ce în ce comunități? Băi, dar eu sunt nefăstit. Da, Nu, Față de propunerile care sunt. Acum se pune din nou. S-a aprobat că la 10 s-a aprobat proiectul de hotărâri. Ce? Nu nimic. Noi aveam voie. Deci noi am plecat cu ce permite legea. Și avem o propunere. La ce permite legea, dumneavoastră ați aprobat 5%. Tot ce înseamnă taxi, taxi locale și taxi pe impozite. Asta s-a aprobat, 10%. 10 oameni, 5%. 5% în comparație cu taxele de-am trecut. Nu, dar n-ai cum. Propunerea, conform legii. Nu te duci la taxele, deci și cu legii. Legea deja a majorat. Eu ce am spus înainte, nu putea să îi dăm de o parte din legi. Deci ați propus 5% până la propunerea noastră. Că puteam între 1 și 50%. Asta ați aprobat. Deci ați aprobat 5% pe ce am dat lege. Aș dori, dacă sunteți de acord, că am primit o hârtie acum și ne trebuie urgent, o revenire la proiectul cu rectificare. Avem 2000 de lei. Dacă sunteți de acord să fiu anexă, să vă spun de ce, vă explic acum. Retrageți-vă propunerea, că aveți posibilitatea. Dar ce să mă retragi dacă ai votat? Nu votăm din nou, nu s-a terminat ședința. Ce vorbim? Nu s-a terminat ședința. Nu s-a terminat ședința. Domnule, și legea, cât am mărit legea? Nu trebuie să putem, dar... 1,3. 1,3. Nu am mărit legea, domnule. Baza de impozitare dată de codul fiscal e 1,3. Deci dacă plătea un om, nu 10 lei, nu plătește 13, o dai undeva la 11 lei. Eu am o altă modalitate de calcul. Și am mai spus 5% înseamnă la 1 leu 0,5 lei, da, la 100 de lei 5 lei. Așa la 5 milioane 25 de lei. Și mare. Și așa tot. Haide să vă rog ceva. Revenim la... Dați voi. Că o să avem acum la mai departe aprobarea unor investiții, cred că următorul. Să revenim la proiectul privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Căiuț. Să luăm 2000 de lei de la capitolul 6102 Ordin Siguranță Națională, titlul cheltuieli de personal, să-l mutăm la cheltuieli de capital, suma 2000 lei la Conacul Rosete. Vă spun de ce. O să aprobăm acum indicii de valoare, pentru că suntem aproape de depunerea dosarului la finanțare, cu șanse de 90%. Fonduri europene în care noi nu implică niciun ban, decât foarte puțin cheltuieli adiacente. Și a sunat acum de la firma care se ocupă de aia și trebuie să plătim niște avizi. Dacă sunteți de acord, care 2000 de lei. Deci să ia de la Ordin Siguranță Națională, cheltuieli personal, la capitolul Conacul Rosete. Conacul, ca să poată fi refăcut Conacul. Da, domnule, la bugetul, avem în urmă, vă spun acum, deci la rectificare, dacă sunteți ca o anexă la proiectul. Nu am avut o rectificare. Da. Deci mi-a adus-o după, acum gândirea, dacă sunteți de acord. Păi deci asta se poate, la urmă se poate. Nu, dar aia ce se poate, nu revii pe un vot. Aici, dacă ești de acord, o anexă, în plus. Băi, din partea mea reveniți la ce vreți, că nu mă deranjează. Eu zic să revenim la atac și nu mai băgăm la oameni în plus, a băgat legea destul. Prin lege deja le dăm destul, nu le mai luăm și aia 5%. Să, ori să plătească mai puțin, o să luăm bani mai puțin la oameni.
Da, mă rog, dacă vreți, sunteți în unanimitate, vă spunem la urmă la vot, să le punem pe ordine. Nu știu, bună la diverse. La diverse discutăm. Bună la vot, care e... Dacă sunteți de acord cu asta, cu 2000 de lei ăștia. Cine-i pentru o mutare într-o pot în... Da. Pentru Conacul Rosie. Deci, Conacul Rosie. Eu de acord cu asta, n-am fost atât de criticat. Acum, Conacul, îți puteți numai, nu-i pare. Hai, numărați-o, da. Cine-i pentru? Stai, și-o v-am acumulat. Pentru Casa Rosetti. Pentru introducerea amendamentului spus de domnul Mara, vă trebuie de la... Să școală. Și care vreau să acționați, să vă menținți. Deși cu lucrul ăsta sunt de acord. Nu pot. Da. Și eu de acord, dar m-am abținut. Dar de acord. Spune la vot. Ce se mai întâmplă de părere. Cine-i pentru? Care ați votat? Eu n-am avut, m-am abținut. Da. Cum ia să știți? 4, 5, 6, 7, principal. Păi, încă o dată, cine-i pentru? Ridicați mâinile mai sus, domnule, să vadă. Mai cu curaj, așa, nu cu frică. 4, 5, 6, 7, 8. 8. A trecut. Împotrivă, cine? Tot eu. Abțineți. Abțineți? Eu m-am absolut rectificat de buget, dacă știa, nu m-am absolut. Dar dumneavoastră, care a făcut rectificare, trebuie și aici, am vorba. Da, ți-e rectificat. Eu sunt un vot la ședit. Domnul Vrânceanu. Domnul Vrânceanu. Și Antoniu. Nu, Antoniu. M-am absolut de primat. Nu, nu înțelegeți, eu se iasă ședință de loc. Iese? Iese. Iese. Da. Asta că mai avem vreo două. Două proiecte și gata. Vreau cu jodă. Mai departe, proiect de hotărâre privind aprobarea anulării majorărilor de întârziere a fiind obligațiilor bugetare restante la data 30 septembrie 2005 până la data de 30 septembrie. Și până la data 31 martie 2016, inclusiv costând în impozit și taxe datorate, contribuabil la buget local, conform ordonanței de guvern 44-14-2005, pe care îi modific datele. Consiliul Local hotărâ se aprobă anularea majoră întârziere aferente bugetare la data 30 septembrie până la data de 31 martie, inclusiv consumând impozit taxe datorate la contribuabile bugetul local. Prezenta hotărâre se va aplica în perioada conform ordonanței de guvern 01-12-2015-30-06-2016. Compartiment taxe impozite ca aparat de specialitate, va primi referatul cu propunerea privind anularea de la plata majoră întârziere aferente impozite taxe locale fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărârea Consiliului Local. Anexa 1 face parte din prezenta hotărâre. De la data adoptării, hotărârea Consiliului Local 43/2015 se revocă. Primarul comunicăzi a asigurat ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Discuții. Da. Domnul Matei. Deci, prin hotărârile care le-a dat guvernul și legile care le-au venit două, așa, de fapt, se încurajează, cum am spus mai înainte, se încurajează din munca. Pentru că, pe de o parte, reduci anumite lucruri, spui că ai creștere economică, pe de altă parte, vin cu taxe, da, lași lui pe posibil local, îi se mărească taxele cât poate, adică 100%. Acum ar fi că vai de mine scutești de penalități. Păi mai convenabil să nu muncești, să nu ai posibilitate să plătești, ești scutit de penalități, ești, ai ajutor social și ușor, ușor, unde ajungem? Asta întrebăm guvernanții. Da. Da. Hotărâri, hotărâri de guvern, legi, nu le discutăm, le aprobăm. Știu, dar avem... Puteți, avem... împotrivă, nu? De aplicarea legii... Poți spune ceva. Ordonanță de guvern. O fi ordonanță de guvern, a modificat tot ce are înainte. Nu ne poate obliga, nu poate obliga. Da. Domnul Lungu. Deci domnul Laurențiu are dreptate în privința, te dau dreptate. Dar trebuie să ne gândim și la colectări la bugetul local. Eu am văzut foarte mulți care au sume mari, 50 de milioane, 25 de milioane. Majorările aproape sunt mai mari ca datoriile. De două ori. De două ori mai mari. Deci avem șansă, acum am spus și tura trecută, că la ședința când s-a votat prima dată și s-a respins să votăm, am fost. La a doua când s-a acceptat votarea, am avut probleme și n-am fost. Deci vin bani la buget, asta trebuie să ne gândim că banii ăștia altfel nu-i luam copul. Deci au început să vină bani la buget la cei care plătesc numai sumele concrete. Și... Dar nu-i...
spun, e greu. Dar vin foarte mulți. Am văzut mulți care vin și se interesează și caută să plătească ceea ce au de plătit. Asta înseamnă bani la buget. Deci, exact același lucru am spus și tura trecută. Deci este o modalitate, totuși, ca cei care n-au să plătească. Când se strecoară și aia care trebuia să plătească și au avut și vin și acum și plătesc, aveți dreptate. Multe dintre dumneavoastră a susținut treaba asta. Dar totuși s-adună niște bani la buget care nu e din vedere. Eu văd un lucru bun, deci Iona, îți încurajează plătirea taxelor și impozitelor de cerere instanțieri. Și a doua, să știți că 80% din cei care n-au plătit sunt cei care, despre care vorbeam, că vreți să facem protecție socială. Sunt și alte cazuri, da? De obicei, pe legi nu prea discutăm, că sunt contribuabil, nu aprobă Consiliul Local, eu vin să plătesc, este legii care se respectă sau hotărâri de Guvernul România, eu dau o judecată Consiliul Local că mi-a luat un drept, dar prin lege. Și asta este un... Dăm cuvântul domnului Trile. Stimați colegi, problema să pune că nimeni nu ridică problema lipselor locului de muncă la nivelul comunității. Una, mână pentru că dacă dumneavoastră ne aducem aminte cu toți aici care suntem, era fabrica care muncea vreo 300-400 de muncitori, era din colo Butucarul, și noi acum stăm să ne gândim de ce nu s-a chitit sau de ce sunt mari taxe. Nou ne lipsește obiectul muncii. La nivel de comună, obiectul muncii este munca. Nu avem oamenii muncit, unii prestați servicii, se fac. N-am știut să ridicăm la nivel de comună un rotar, un ferar, un dulgher, nimic, nici o meserie, nici un meșteșuc, nimic nu s-a ridicat, un frizer, un croitor, nimic a dispărut la nivel de comună toate activitățile care se faceau înainte. Și atunci punem noi întrebarea aici, ne-am adunat, care ne-au trimis 5500 de suflete, ne-au trimis aici să le aranjăm soarta comunii, a comunității. Și nu ne punem întrebarea de ce o ducem greu. Uite, de asta o ducem greu, oameni buni. De asta nu gândim. Pământul s-a dat la asociație. Am cerut pământ din legea fondului funciar. L-am dat lui Șerban. Tot lipsă de bani. Omul a fost nevoit să ducă acolo la asociație. Nu la țânul să fie gospodar. Să aibă car cu voi, să aibă de toate gospodari cum erau înainte 50 de ani în urmă. Am dus terenul la grămadă și acum îi băităm că n-avem de unde strânge taxe și impozite. Asta e da. Dăm cuvântul domnului Unel. Domnule, eu sunt de acord cu ceea ce relatează și domnul Grilea, dar eu am exemple personale care nu o duc greu. Deci n-ar putea să o ducă greu. Are 5-6 copii, lasă buletinul la crâșmă, domnilor, și se duce cârtimarul și ia locația de la poștă. Se duce în crâșmă, ia un pachet de țigări, ia 2 litoare de vin. Nu se poate așa ceva să vină în drăză. Domnul Ancăriu, se duce cu proprietarul. Dar spuneți ce-i drept, nu la Iurea. Omule, se duce cu ea, ia mașină. Dar buletinul stă la cărciumat. Se duce lea de acasă, hai să luăm bani, alocația. Îi dai de bună dreptate, e proprietarul de drept, care ia alocația, nu vine în cărciumat. Și iese din crâșmă cu 2 bidoane de vin la subțoară, cu pachetul de țigări și la coptit din uleiul napolitan, la 5 copii. Avem cazuri. Deci noi încurajăm pe acești oameni, le dăm ajutor social, le dăm indemnizații de căldură, le dăm alocații, vine buzuia din poarta școlii, dar nu se vrea, domnule, să lucreze. Eu, într-adevăr, sunt și oameni năcăjiți, care nu pot, ăla care este orb, care e fără o mână, care e fără un pușor. Eu înțeleg pe acel om să întindem o mână, să-l scutim, să-l ajutăm. Dar acei oameni care, de exemplu, sunt tineri și trăiesc pe seama copiilor, pe alocații, așteaptă ajutor social de la primărie, așteaptă nu știu și când îl chem la treabă, nu-s bine. Duci zi de zi, noapte de noapte, duc lemne. Du-te la el în curte dacă are lemne pentru noapte să facă sorb, nu are. Când îl prinde pădurarul pe cei vori de fric, n-am un leu. Păi nu are, așa este. Nu e posibil așa ceva. Și noi tot pe ăștia încurajăm. Cei care, într-adevăr, merită de lucru. Problema ar deveni în felul următor. Am mai propus și în alte ședințe când nu era domnul Drilă și-l apreciez foarte mult discuția care a purtat-o în mod deosebit. Problema s-ar pune în felul următor și am mai discutat-o, iar mă refer. Problema, ce s-a aduce lemne de la Pralea? Toate. Vorbim la diverse. Domnule, să facă fabrică de cherestea și de mobilă în comunitate. La diverse, nu s-aude.
Să se facă fabrică de chereștea și fabrică de mobilă, să tot lemnul să se valorifice la nivel de comună, fiecare să fie... Dar poate mi-ar de la proiectul. Bă, vorbim la diverse treabă. Gata, mulțumesc. Vorbiți, facem. Dar poate mi-ar de la proiectul. Deci, practic, haideți să vă spun despre ce vorbim în hotărâri. Se aplică perioada 1-12-2015, în loc de, până la 30-6-2016, în loc de perioada 30 septembrie, care era până 30-6-2016. Vorbim pe o hotărâre de guvern, pe o lege. Treaba dumneavoastră, ce vreți să faceți, ce aprobați, am mai avut discuțiile astea. Sunt discuții care le facem. Vorbim de o lege. Vorbim de o hotărâre de guvern. În care s-a schimbat perioada de aplicare. Deci despre asta vorbim și avem zeci de discuții. Le-am mai avut de trei ori înainte. Ca când s-a aprobat... La ședința anterioară am aprobat. Deci orice cetățean care-i dat o lege, cum era legea fondului funciar, eu ca primar în comisie, dacă n-a aprob, să-i restitui în drept, îi dă în judecată. Totul altceva acum. Bine, dar asta, deci vorbim pe o lege. Doar cu aprobarea consiliilor locale. Pe lege? Da, aici. Dar specific. Nu vorbim. Specific e ordonat în guvern. Da, dar e ordonat. Specific, cu altă aprobarea consiliilor locale. Deci nu suntem obligați să o aplicăm, nu suntem obligați să o votăm. Nu, foarte bine. Deci nu se pune problema. Dumneavoastră hotărâți, dacă așa e, nu? Da. Să nu lua aprobare. Să nu lua aprobare. Da. A, dacă nu lua la vot? Nu te poate da nimeni, nu știu. Nu pune la vot. Cine-i pentru? Cinci. Abținem. Șase, șapte, unu. Bun, dacă... Contra? Aici nu trebuie. Cât aici rămâne hotărârea cealaltă în doar. Da, rămâne. Cum o revoci? Pe nu am cum să revoc. N-ai cum să... S-a plecat cealaltă. E aprobată să schimba datele. Deci cealaltă hotărâre a fost adoptată în baza articolului 125 din Codul Fiscal. Ulterior a venit... Ordonanța 44/2015, care reglementa distinct cum se aplică, cum se procedează în cazul anulării majorărilor. Ei, în condiția asta noi am venit cu proiectul nou de hotărâre și la articolul 5 aveți revocarea hotărârii 43, deja aprobată. În condiția asta rămâne în vigoare și rămâne. Doamna secretar, noi nu suntem vinovați Consiliul. În ședința anterioară noi am aprobat un principiu. Exact. Acum că ei au urmărit cu ordonanță... S-a aprobat în baza unei legi. Noi nu suntem vinovați. S-a aprobat în baza unei legi. Păi, dar corect. Păi acum am venit iar nea cu ordonanță, cu modificări, și dai nea în cap. Dacă s-au aprobat atunci... Și ce ar mai venit cu ea? Bă, nu, nu, se modifică perioada de aplicare. Au modificat-o ei, domnule, de sus, nu noi. Am dat de aplicare, se modifică de la 1 ianuarie până în sardică, până în iulie. Nu, 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 deci cum accept prefectul, nu-i baza aici. Este momentul când ți-o atac un contencios. Deci rămânem să ne judecăm pe aia, dar nu ați luat revocarea... Domn primar, mai revenim o dată cu ea la viitoare. Da, nu-i dată cu asta. Hai, hai, hai. La ce să trecem? Deci trebuie să aprobați revocarea cu ea. O să revenim cu ea la viitoare. Revenim cu ea la viitoare. Nu-i poate ce vorbim cu oamenii. Revenim cu ea. Nu, poate fi atacat. Ce? Păi venim cu proiect de hotărâre pentru... Ramona, nu mai despre m-a trecut, s-a votat. Dacă ieri venim cu ea, rămâne baza legii, clar, dar cu ordonanță nu trebuie. Urgeați spune că trebuie să se anulează 75%, în cealaltă e cu 100%. Deci bine, nu. Rămâi cu hotărâre valabilă. Ne fi revocat de dumneavoastră care ați avut faptul. Rămâi cu hotărâre valabilă. Ia nu ordine, nu ordine. Nu mai vorbim, venim cu ea, revenim următoarea ședință, nu mai sunt nici ceva. Dai normele metodologice la lege și la hotărâre și fiecare le citește. Și revenim cu ea la următoarea ședință. Deci nu vă cer să aprobați chestia asta, vă cer să luați... Oamenii nu înțeleg.
că s-a modificat legea și rămâne o hotărâre de valoare. Oamenii nu înțeleg. Venim la următoarea ședință și gata. Proiect de hotărâre. Se aprobă indicatori tehnico-economice, cadrul investiții, lucrări de consolidare, restaurare și pune în valoare colacul Radu Rosetti din Sacăuți, Comuna Căiuț. După cum urmează, total general, 17.806.51 lei, valoare TVA inclusă, care înseamnă 4.034.046.000 lei euro, în care ce plus me, 14.769.09 lei. Articolul 2. Prevedere prezente hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei. Discuții. Vă cântefez și îi prins cu 1.000 lei. Trebuie să fie suma exactă, să se înțelegem exact să ce vor, dar tot 1.000 lei... Păi 1.000 lei mai punem 3.0. Era suma corectă, clar. Așa le dăți în deviz. Nu, așa prevede ordonanța de guvern. Eu am înțeles, domnule, eu am înțeles că parcul ăsta distracția acolo. Nu e parc acum, domnule, vorbim de conacul Rosetti. Conacul Rosetti. Domnul Lungă. Deci, ca să facem clădirea aia, și foarte bine că o facem, zic, trebuia făcută de mult, nu acum. De mult trebuia făcută. Acolo, de acolo, acolo, știu, știu, domnul primar, că nici nu era legal, dar problema este în felul următor. Acum e o zonă mai amplă, care implică parcul, implică contactul cu școala, deci... Îmi dați voie? Da. Deci, acolo trebuie studii de impact, studii de fezabilitate, anumite avize. Am vrea să, înainte de a supune la vot, să vedem și noi studiile, să vedem despre ce e vorba, ce vor în definitiv, cam ce doriți în definitiv să facă acolo. Deci, să o gândim ca să avem și aportul nostru. Poate cineva gândește ceva mai bun, mai ajutor. În momentul când se fac studiile de impact și de fezabilitate, înainte de a se definitiva, ar trebui să vină să le urmărim și noi să vedem despre ce e vorba. La lucrarea respectivă. Și la diverse o să mă mai exprim și la alte proiecte. Deci... Da. Atât am avut. Domnul Matei. Da, spuneam de valorile care sunt trecute în 1.000 lei. Mai puțin contează asta, important este că banii care pot fi alocați să fie folosiți cum trebuie, să fie și o lucrare de calitate și nu-i nimeni în Consiliul împotrivă când se face așa ceva. Din contra, e de lăudat, și lăudat pe cineva. Atât. Domnul Drilea. Referitor la conacul cu Rosetti, finalizarea, eu așa știu, că era frață Drăgan, care a făcut acoperișul plus consolidare, adică mai bine zis... Foarte bine. Da. Nu știu, de a rămas nefinalizat acoperișul, că de acolo pleacă toate necazurile. Vă dați seama, agența atmosferică, plouă în soare, s-a degradat cu păreță, s-au dus cimentul, pentru că dacă n-a acoperit definitiv, a rămas acolo bucățe. O neglijență putea să ceară suplimentare, putea să cheme comisii la fața locului. Eu pus băiat. A zis că Ministerul Culturii se implică în afacerea asta, pentru că, normal, Ministerul Culturii trebuia să o ocupe de așa ceva. Acum am luat-o la Consiliu. Noi când am vrut să o luăm la Consiliu, să o facem în primii ani, atunci, după Revoluție, nu. De la Bacău au spus, e cultura, noi nu vă bagați dumneavoastră, că vinim noi și o facem. Și a rămas de izbel și a luat foc. Mie nu s-a întâmplat toate evenimente cu un edificiu la nivel de comună care nu... Nu are multe localități așa ceva. Ceva frumos. Aici a fost școală de pădurat, a fost școală de meserii, liceu. Cine a fost aici? Pădurat. Trebuie repusă dată destinație, muzeu sau școală ceva. Eu vă mulțumesc. Atât. Domnul Vătăman. Casa asta Rosetti are o istorie în care am și citit despre ea. Și gândurile au fost mari pentru Casa Rosetti. Și în perioada când a fost ministru doamna Muscă, atunci a mers, mi se pare că cineva de aici, dacă nu fi chiar domnul ăsta de pe Rateș, care a fost primar, și-a susținut în așa fel încât s-a dat niște bani. De s-a făcut Casa Rosetti. Atunci. Dar după aia, parcă e ceva ca hunii luat ila. A mers numai, după aia numai în distrugere. Și în centru acolo a lăsat un gol, nu știu de ce. Ca să se distrugă sau nu mai avut bani să o facă. Dar,
Ei, date colțurile alea, intenționat s-a lovit cu ciocanul pe acolo, să scoate fiarurile care au fost în teritoriu pe la pereți. Dom'le, numai pe distrugere să merge, gardurile alea pe acolo. Dar chiar se poate așa ceva, n-avem poliție locală, n-avem oameni care se ocupe de așa ceva. Se poate. Ei, distrugere, vă spun, ei, distrugere. Și nu-mi prinde nici pe unul, tot se duce la veciul acolo. Eu de câte ori vin chiar și aici, dau o roată prin casa Rosetei pe acolo. Bă, nici! Garduri rupte! Acum l-au agățat undeva gardul ăla cu un fir de sârmă. Ei, foarte mulțumesc! A făcut un gest frumos că a făcut treaba asta, a legat gardul ăla acolo. Dar, domnule, dacă se face, hai să plătești în fiecare cu ochiul, cum vede, cum crede el în sufletul lui. De să varsă un ban acolo, să-l protejăm acolo, să facă ceva. Acolo-s mai multe de făcut în casa Rosetei, nu numai. E cu probleme istorice, cu probleme care sunt de cultură, de viață, din tradiții, din obiceiuri, acolo se pot face. Dar există în spate, există. Dar s-au pierdut de acum, cred că rămânem cu sute de ani în urmă. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Mai sunt discuții? Mai sunt discuții? Nu. Hai, dați-mi voie să vă spun șefe. Noi, deci, am venit să aprobăm niște indicatori tehnico-economici în baza unor proiecte și calcule făcute de firme abilitate. Sunt fonduri europene. Să este un deviz general de cheltuieli. Vă puteți uita pe el. Nu ne ducem noi să spunem mâine că fac eu nu știu ce vreau în el. Este pe lege, fonduri europene, trebuie să se încadreze în anumite grile de lucru. Facem tot felul de discuții din casa Rosetei, că stă părăsită de 30 și ceva de ani. Când vrem să facem, când s-a dus polțul, s-a dus. Ministerul Culturii a avut un proiect, cine a fost înaintea mea nu s-a ținut el și nu l-a finalizat, o rămas de izbeliști și va mai sta încă 200 de mii de ani. Păi vreți un gard bun. Să face și gard, să face tot. Ne chinuim de 3 ani cu proiectul ăsta. Ăștia sunt indicatorii sumele care au rezultat făcut de o firmă de specialitate de proiectare. Banii vor fi cheltuiți printr-o licitație publică, cum se face tot. Numai la gândul că banii aia, ce să facem cu ei, ia bunica, ia tăticul, ia nu știu cine spătar. Pentru că proiectul ăsta, dacă va veni, cred că nici nu prindeți dumneavoastră toți consilierii, cum să spun eu, începerea și lucrările la el. Va prinde ceilalți. Cum sunt multe investiții acolo, care vreau să vă spun că ne apucăm de ele și le vor prinde următorii consilieri și următorii administratori sau primari care vor fi. În mare parte din noi ne-am declarat public că nu mai vrem. Tot felul de discuții. Parcă vrea să facă primarul ceva la tata, acasă în curte sau în altă parte. Mă rog, asta e suma care ne-a dat-o proiectantul, devizul este în spate, sunteți de acord să aprobați indicatorii bine, bine, nu, nu. N-avem noi mult de lucrat. Când va veni dosarul cu studiul de fezabilitate, să lucrează la obținerea de avizii, cu toate să vi le prezint, nu știu eu mâine să vă spun ce studiu de impact are, studiul de impact e făcut, studiul de oportunitate sau ce avizii acolo, că nu mă pricep. Da, dar să le vedem. Noi dacă nu aprobăm indicatorii tehnico-economici, ce începe să se cheltuie, trebuie să fie aprobat în indicatorii ăștia. Se cheltuie 100, 2, 3 de milioane. Este cuprins în cazul unui buget. Deci nu poți face demersul dacă nu a fost indicatorii tehnico-economici. Despre asta vorbim. Și cine o veni, o să vadă cum cheltuie banii. Că sigur, banii când vor veni, se va aproba de viitorul Consiliu. Sau nu știu, dacă se prinde și la actualul Consiliu mai prinde. Atât, dar am să la vot. Hai, să punem la vot. Cine e pentru? Da. Avem tot așa următoarea hotărâre, indicatorii tehnico-economici la investiții de amenajare loc de joacă pentru copii. Total general era 253.845 era din proiectare. A fost adjudecată cu 217.000 cu tot cu TVA. Deci cu o valoare mai mică de aproape 400 de milioane în față de proiect. Dacă sunteți de acord, e același lucru. Discuții. Domnul Vrânceanu. Eu ieri la ședințele comisiei am explicat cu domnul primar cu proiectul ăsta de hotărâre cu locul ăsta de joacă. Locul ăsta de joacă, văd că s-a început, e 50% terminat, dar nu știu dacă la noi, eu nu țin minte și n-am văzut proiectul de hotărâre care l-a dus domnișoara ieri, că noi l-am aprobat și când 2015 în luna nouă. Da, credeți că vin cu un fals? Nu, v-am întrebat și eu de asta nu rețin, că am pus și... V-am spus și nu știu dacă asta a fost aprobat și bani și tot.
Nu știu, eu am întrebat de asta, nu sunt... Este hotărârea Consiliului, v-am arătat-o ieri, este aprobat, nu s-a apucă nimeni să apuc să face și... Da, da, avem bani, am adus o parte, mai vin încă o parte, nu lasă și oameni. Nu poți fără asta, nu mi-o lași numele rău. Dacă timpul a fost deschidere, sunt fonduri europene, e un proiect care se pune și sperăm că luăm acele fonduri, nu cred că are cineva ceva de obiectat. Dar poate sunt, deci, haideți să vă spun, că mâine, păi mâine, poate să fiți în administrație, dumneavoastră sau domnul Grânceanu. Te duci, îți bați, cum să spun eu, șaua, să aduci bani, vreau să fac un pat de distracție. Mă duc și fac rost de bani ca să aduc să finanțez. Vreau să fac conacul rosete. Indiferent de sursa de finanțare, când reușești pe buget de la Consiliul Județean sau din altă parte să-ți dea bani pentru așa ceva, când reușești pe fonduri, fonduri europene, principalul să aduci bani și să realizezi. Bun, de, deci preferabil ar fi pe fondurile europene, preferabil. Nu, preferabil da. Cum poți aduce bani, de ce să vorbim, preferabil oricum. Da, în momentul în care merge pe buget local, trebuie să analizezi... Da, dar buget local, vedeți, din rectificări, din surse externe, n-au venit din banii locali. Deci nu se realizează din banii locali. Hai, am înțeles. Hai să lăsați un pic de obicei, dacă îmi dați voi. Da, hai. Bun. Îi pun proiectul, nu îi spun cu nu, dacă e serios să face lucrare de calitate, au mai fost, de exemplu, făcute la școli mici parcuri cu aparate dintre astea de plastic care s-au ales praful din ele. Nu știu mai întâmplă așa, știți de ce s-a ales, nu? Cum? Știți de ce s-a ales? Dar lăsați-mă un pic, după aceea vorbiți la asta. Vreau să spun că sunt multe probleme comune și nu ne permitem să ne bătem joc de niciun leuț, niciun ban, să facem ceva dacă nu facem lucruri de calitate. Spuneam că e sărăcia ilucii la nivel de comune, bine, nu putem interveni direct aici, ci mai mult indirect, dar sunt probleme la școală. Deci sunt probleme mari la școală. Am înțeles că a fost un control la școală săptămâna trecută și la una din școlile din comune, unde era obligatoriu să aibă frigider pentru lapte și cornul, nu a găsit acel frigider. Deci noi voi avem sunt uriași în comune. Să fim foarte atent unii cum cheltuim banii și ce facem cu ei. În principiu sunt de acord. Când se face ceva, niciodată nu am fost potrivit. Și știți foarte bine asta. Are cuvântul domnul Lungu. Se repetă situația de când am făcut baza sportivă. De ce? Eu n-am fost împotrivă la baza sportivă. Dar locația e aleasă foarte prost. Suntem singura primărie din țară cu bază sportivă. Am spus-o și o să fie și o menție. Cu bază, primărie cu bază sportivă. Deci, în curte, curtea primăriei, curtea primăriei. Primărie. Domnule, lăsați-mă să vorbesc, vorbim cu rând. Deci, la fel se întâmplă și cu locul de joacă pentru copii. Facem loc de joacă pentru copii la primărie. Dar ce nu facem la o grădiniță, la o școală? Deci locația în sine este aleasă prost. Eu promit, cândva, dacă voi fi în primărie, după ce își termină stagiul, le mut și aici va fi parc. Și le mut la școală. Sau la grădiniță. Deci nu este locația indicată la primărie, aici este zona de parc, vine un bătrân, se odihnește, îți plătește taxele și impozitele. Dar nu loc de joacă pentru copii. Locul de joacă pentru copii e la școală, baza sportivă trebuie să fie în cadrul școlii. N-ați înțeles nimic din ce. Deci asta este părerea mea. Deci eu nu mă opun la lucrare. Poate este denumirea așa. Sunt 3-4 din alea de loc de joacă. Dar este cu bănci, cu verdeață, cu loc de stat, bătrânii. Domnul primar, aici... Iar cu baza sportivă, vă repet și vă spun la el la oară, că sunteți persoane și care ați făcut sesizare la DNA cu baza asta sportivă, din parcă am adus, nu știu ce am făcut. La momentul oportun, înainte de a se realiza investiția, era singurul teren apt și viabil ca să facem această investiție. Nu avem stadionul la școală. Care stadion? Că duceți vă neață și rupiți-l în două dacă figurează teren de fotbal de 50 de metri pe 100 și ceva. Erau posibilități. Era. Păi nu erau atunci, erau bine. S-a modificat ceva acolo. Dar spuneți-mi mie că vă aduc toate hotărârile din Consiliul domnul Bocu și să-mi arătați dumneavoastră o investiție la care ați fost de acord. V-ați abținut sau ați fost împotrivă? Eu am zis sunteți că locația... Sunteți puiul pe pelea în Consiliu, sunteți ales cum ați fost ales pe munca altora și sunteți împotriva tot ceea ce să vreți să facă. Domnul primar, vă spun frech. Vreți să ne certăm aici? Dar nu ne certăm. Băi, dacă nu mă lasă nimic, domnule mea, îmi dați voie la cuvânt? Da, vorbiți, domnule. Îmi dați voie la cuvânt? Deci am spus clar. Lucrarea în sine este bine, este gândită bine, dar locația este gândită prost. Era mai asta este părerea mea. Hai, pune la aprobare. Domnul Vrânceanu, nu are ceva de spus. Domnul primar, eu n-am nicio singură întrebare.
Dar tu spuneți că la terenul ăla de fotbal, acolo cum a zis domnul Lungu, nu se putea. De ce nu luați înapoi terenul de fotbal care a fost de acolo la moară? Păi dar cum îl luăm neapriceabă? Că m-am gândit și eu la asta, vă arăt dosarul la plăcitul la terenul. Dar aveți dosarul la dumneavoastră. Păi ce am? Dat de către altcineva, de altă persoană. După 20 de ani, să spunem, a ta poți să te duci să te judi, să revoci o... Nu știu, dar poate aveți o modalitate, de aia întreb, vă am întrebat, nu v-am întrebat. Nu credeți că nu-i singurul teren care-i dat cu ei, da? Dosarul ăla există, ea... Nu este singurul teren, teren vi-l arăt, doar știți foarte bine că a fost... De ce nu v-am demers la dosarul ăla? Cum s-a luat pământul ăla acolo? Vă știți foarte bine, nu trebuie să spun eu. Dar nu știu cum s-a dat, a fost o comisie, a fost o lege, dar nu-i singurul teren care s-a dat și atunci, domnul Lucian. Haideți să vă spun, o să vă spun acum un lucru similar cu terenul ăsta și vă rog să-ți dați dumneavoastră soluții, momentan, dacă vreți să facă ceva. Îl avem aici, cum a fost spus. Acum, care se poate prinde finanțare, 100% nerambursabil. Și vreau să vă prezint un proiect care muncim acolo să-i dăm drumul. Dar dacă venim așa... Da, am pus o întrebare, dacă să luăm terenul ăla... Când nu se mai facă nimic, gata. N-am zis nimic. Eu v-am mai zis, eu nu mă supă, nu mă cer cu nimeni, dar văd că tot timpul, tot timpul sunt persoane care la anumite investiții fac abstracții. Le se pare că nu-i bine, nu-i ai dat. De ce nu veniți oamenii în Dumnezeu, propuneți, doi, fac eu asta? Dar am propus oră de parcă 10 ani. Ce ați propus, domnule? Eu am propus oră de parcă acolo de 10 ani. Unde? Aici, de 10 ani de când se consideră, am propus... Păi și dacă e zonă de parcă, acum de ce nu-i bine? Păi nu e zonă de parcă, e zonă de joacă pentru copii, așa. Nu, domnule, e parcul loc de joacă, cum este parcul la Onești, are și 3 locuri de joacă. Dar eu nu sur, așa ați explicat acum aici. Da, nu ne mai cer. Da, hai, domnul. Mai sunt discuții, dacă nu... Mai sunt discuții. La concret, la obiect, acum la vot. Da, da. Cine este pentru? La vot, cine e pentru? 5, 6, 7, 8, 10, 11. Deci, credeți-mă că poate potrivi. De câte ori mă sunai și spuneai voi unde ești și spuneam cu unde sunt. Mi-am tocit toată energia ca să fac vreo zi bani, să fac investiția asta. Ar fi foarte corect și dacă ar putea să luați terenul ăla de acolo, ar fi extraordinar de bun. Dar nu-i numai ăla, vreți să vă spun cât sunt? Deci tot ce a însemnat vatră de sași, terenuri buni în comună, asta au fost date. Și n-ai mâine, n-ai un teren, acum în situații în cap, o să vă spun, nu găsim un teren pentru investiții care sunt sigur 100% că o fac. Și fără niciun bani din partea cu Consiliul Local. Să mergem mai departe, domnule. Da. Având în vedere adresa și colegi, ne trebuie Consiliul de Administrație a Unității de Învățământ Preuniversitar pentru an școlar următoarele persoane. Noi am pus din partea primăriei, reprezentantul primarului comunicării, domnișoara Damian Alina, și trebuie să dați dumneavoastră doi reprezentanți din Consiliul Local. Propune. Vreau cu cine a făcut partea? Cine a fost? Eu și domnul... Votar, clar, eu, domnul Lac. Da, dar înainte de propuneri, aș vrea să vă spun ceva cu scurt. Așa cum am spus mai înainte, a fost un control la școală și am înțeles că nu s-au găsit tocmai în regulă ce au căutat ei de acolo, deci un pic de bandare cu școală. Și nu cred că e vina profesorilor, cred că este vina părinților. Pentru că copiii sunt operați și chiar foarte greu de stăpânit. Ar fi de dorit să implice tot Consiliul. Problema asta nu doar cei doi consilieri, pentru că nu pot face nimic. Eventual chiar și poliția ar trebui implicat. Sunt copii care, profesorul, în loc să le pregătească copiilor, trebuie să stai ca polițistul, nu se bate, își dau cu băncile în cap, cu scaunele. Pe una au prins-o cu fulabă, trecea pe scări în sus, l-a dus un profesor și-a dat apă că era gata să moare, deci o spânzurau efectiv. Deci nu vreau etica, nu e frumos să spun acum. Nu vreau, nu intenționam să spun asta, dar totuși e grav ce se întâmplă. Deci foarte grav și trebuie să facem ceva. Bine ar fi dacă ne-am întâlnit în ședințe de comisie să discutăm problema asta. Profesorul nu vreau autoritate, nu vreau autoritate așa poliție. Păi nu dau autoritate. Eu aș avea o propun la capul de la școală. Am fost și reprezentantul la cultură. Zic să-i invităm la ședința următoare, să-i invităm și din partea școlii, directoarea, un profesor, doi care să stăm de vorbă. Și din Consiliul de Părinți?
Și părinții. Și chiar părinții care au chiar părinții. Pentru că dacă am scapat educația, deja ai scapat educația, și sănătatea ai scapat, sunt două capitole care asta rezolvă capacitatea și sănătatea omului. Dacă lăsele două luni să plinești la lume, se duce. Și asta... Domnul Vicer, spuneți-i domnul Șopa să notez la următoarea ședință să fie invitat în partea educației. Domnul de la UNICEF, asta au reclamat că nu e nicio inscripție în grădiniță. Nu e, nu-i plac acolo pus. Sunt mult preliminar. Dar e firmă. Haideți să trecem peste asta și la diverse vreau să vă spun și eu vis-a-vis de școală legat ceva, dacă tot... Viață la aprobare. Da. Propunem la vot... Prima propunere, hai să-l ia. Cine este de acord ca domnul Laurențiu și domnul Iulian să facă parte din... Toată lumea. 11 pentru cine înțeles două da, aprobare, mai avem un proiect de hotărâre, deci... De ce? Da, să aștept. Da. Ce? Da, am zis că se suplimentează ordinea de zi, nu? Proiect de hotărâre. Avem un proiect de hotărâre la suplimentarii, da. Se modifică și completează hotărârea Consiliului Local numărul 37 din 24-8-2015, în sensul că va avea următorul cuprins. Articolul 1. Se aprobă creșterea salarială de 12% pentru persoana în aparată specialitate al primarului Comunei Căiuț, începând cu 01-08, deci de retroactiv 2015, conform prevederea alineatul 1 ordonanța de guvernul 23-2014. Creșterile salariale prezentate la articolul 1 se aplică la nivelul stabilit potrivit legii pentru luna iulie 2015, al cuantumului brut al salariului de bază, precum și al cuantumului sporul de indemnizații și celelalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte potrivit legii. Personalul angajat care beneficiază de creștere salarială, din mod de calcul al salariului, este prevăzut în anexa 1. Primarul comunică la cele din prevederile prezente în hotărâre. Haideți să. Un pic să vă spun ce este vorba. Tot ne cramponăm la legea salarizării de niște inatenți, așa, care sunt pe aici în lege, pentru că noi lucrăm pe o lege care este cumva abrogată, dar nu-i venit altă legea salarizării și se mergea pe ea. Mi se părea cumva hilar să angajez un om cu 5 milioane și 100 sau 7 milioane, când minimul creștea la nivelul care. Ce pot să vă spun? Ne-am interesat și noi pe la celelalte primări, cam jumate plătesc pe legea salarizării, jumate baza la salariul minim. Și noi am revenit la salariul minim plus sporurile care sunt la fiecare salariu. În anex, vă puteți uita care sunt salariile de la salariații primării comunei Căiuț. Dacă sunt discuții. Discuții? Propun pentru. Cine-i pentru? Deci, la care n-au luat, o să le spun. Da, nu știu. La cum? Diverse. Da, președinte, noi trebuie să ne retragem. Avem o altă filmare. Da. De obicei filmăm și așa. Oricum sunt probleme ale dumneavoastră. Da, da. La modul diverse, ce vreau să vă spun ca să revenim cu două.